puțea înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropimă-vă cu istop și mă vei curăți, spălamă-vă și mai vătos decât zăpada mă voi înalbi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu lua de la mine. Demnia, bucuria, mântării tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învățam-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine ce vor întoarce. Învățește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Curați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de primul e jertfă ți-a șlindat arderele de tot mărinte nevoie. Jertfa lui Dumnezeu. Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urtisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa treptezii prin nostru și arderele de tot. Atunci vor spune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Piatra fiind pecetluită de iudei, și ostașii străjuind prea curat trupul tău, înviată i-a trezit Mântuitorul, dăruind lumii viață, pentru aceasta puterile cer. Da, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cei de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel Amin. Înviată-i ca un Dumnezeu din mormânt într-o mărire și lumea împreună a înviat și frica și firea oamenilor te laudă ca pe cel ce e Dumnezeu. Moartea vece, Adam dățuiește stăpâne, iar Eva acum izbăvită fiind de legături se bucură strigând, Tu ești Hristoase, Cel ce dai tuturor înviere. Doamne miluiește, 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 ești însemnat și slăvit Hristos, Dumnezeu, Îngerule de Torule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei pământuși iubești. Așa? Gheorghe de acolo, nu? Și am început să-mi deschid ușa mea, cerchei mă deschide de pe cerul meu.
Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul când inima s-a pus în valea plângerii, în locul care l-ai încânt, în locul în care ai fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge va din putere în putere, arătase-vă Dumnezeu, Dumnezeu, în Sion, Doamne Dumnezeu, puterilor, auzi rugăciunea mea. Lăi trimis pe mântuirea neamului nostru și cinstită crucea lui, zapis
ale noastre, ale păcătoșilor, și ne izbăvește pe noi de toate căderea împărcăcea de tot pierzătoare și întunecată și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, caută să ne facă rău, caută să ne facă rău, pătrunde cu frica ta tulburile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sfânt durere, ci cu dorirea ta hrănește sufletele noastre, ca spre tine totdeauna căutăm cu lumina cea de la tine povățuiți fiind, la tine lumina cea neapropiată și pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumire sie să înălțăm, Tatălui celui fără de început împreună unuia născut, Fiului tău și prea Sfântului și bunului și de viață Păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântați în al preasfințite stăpâne! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Noastre Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se Arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Ploierilor, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul. În țările noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună tocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
păzește-ne! Pe Domnul
și acum și vorbea și în vecime și ori. Thank you.
înțelepciune drept. Thank you.
Oh,
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viață. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în viață. Voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea într-o aceasta. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în viață. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. Întrebiune din epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, întăriți-vă în Domnul și într-o puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Pentru că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzducuri. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea și pe toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Stați deci tare, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcați fiind cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate segețile cele arzătoare ale viclanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu El. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților,
chiar de va cădea un om în progreșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unui altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Și Duhului tău în al preasfințite stăpâne, aleluia, aleluia, aleluia. Și slăvea pe Dumnezeu.
Atunci mai marele sinagogii, mânindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii, 6 zile sunt care trebuie să se lucreze, deci veniți în aceste zile și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Domnul însă i-a răspuns și a zis fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul său de la iesle și nu-l duce să-l adape. Dar aceasta, fiica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cuvinea oare să fie deslegată de legătura acesta în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei ce erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite și săvârșite de dânsul. În vremea aceea au stat în loc șez Iisus și mulțime multe de ucenici, de ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-l asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că putere ieșea din el și vindeca de toți. Iar el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea, fericiți sunteți voi, cei săraci, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocuri și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată plata voastră este multă în ceruri. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
zicem tot din tot sufletul, din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, Atotstăpânitorul Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Tlarilor, pentru sănătatea și mântuirea sa. Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Noștri preoți, iromonachi, irodiaconi, monași și monachii, și pentru tot ce e Duh Hristos, frații noștri. Și pururea pomeniții ctitori ai Sfânt locașului acestuia și pentru tot ce mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor tăi, enoriașii, ctitorii, binefăcătorii acestui sfânt locaș, pentru sănătatea și mântuirea lor. Biserica aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă.
Tatălui, și-am Fiului, și-am Sfântului Duh, acum pe purea și-n vieții vieții. Amin. Că sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, că sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, că suntem credincioși, iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Oh.
pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Parcheria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe dragi fericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobroge și locuitor al tronului Cezarei, Capaduce și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Rămân de pretutindeni conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor și iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Frații noștri, arhirei, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahi, și pe tot clerul bisericesc să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și binefăcătorii Sfântului locașului acestuia și preaz, ctitor și miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Arhierie voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. De fericiții și pururea poveniții într-o adormire patriarhiei bisericii noastre, ortodoxe, rămâne Biro, Nicol, Justinian, Justin și Teoctist, Mitropoliții Basarabiei, Gurii, Efrem, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericită adormire, ostași, români căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și închisori, pentru apărarea patria și credinței noastre ortodoxe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și ce-l a adus aceste sfinte daruri și pentru cei care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți, părinți și frații noștri, strămoși, moșii, cei dintr-o rodenie cu noi, fiecare după numele Său să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pre voi, pe toți drăbnăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Amin.
cele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru ca să fiți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoie. Doamne, miloiește! Apără, mântuiește, miloiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu. Doamne, miloiește! Pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Înger de pace și de ceas, Mântuitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere. În pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Și pe
ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțul Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Sfânturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci. Într-una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez în iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfântă jertfă cu pace o aduce. Ploile sunt albe, flori de măr.
la mulți ani noi vrem. Pe cele cuvântul, cu lucru, cu știința și cu neștiința și mă învrednicește fără de o sândă. Am împărtășit cu Sfintele tale taine, Doamne, spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinii tale cele de taine, Fiule al Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașului tăi taina ta, nisărătoare îți voi da ca Iuda. Și ca pe harul mărturisim, mă strixie, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție ta. Nu spre judecată, spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, ci spre temădurea sufletului și al trupului. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Sine trăiți închinându-le, că ce ne-am întuit preoi. Amin.
ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătate bisericii Tale păzește. Sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale și pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim cu Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, când toată darea cea bună și totală de săvârșit Iisus este pogorându-se, de la Tine, Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, în vieții vieților. Amin. Fie numele Domnului binecuvântare acum și până-n viață. Fie numele Domnului binecuvântare acum și până-n viață. Întotdeauna acum și pururea și în vieții vieților. Amin. Slavă Ție, Hristoase! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vieții vieților. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Vina prea Sfântice Stăpâne binecuvintea. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșe, dar și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, rugăciunile celui între sfinți, părintelui nostru, Nicolae, arhiepiscopul Chirilor Linchei, făcătorul de minuni, a cărui pomnire o săvârșim, ale sfinților preierare Vasile, Grigori și Ivan, ale Sfinților și Dreptelor și Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni din cor. Amin. Sfinții de stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Împărătnice Sfântuitorule, Duhul adevărului, care de pretutine și poate plinești Fierul bunătăților și dădătorule de viață. Vino și ne sălășuiește-ntru noi, cine curățește pe noi din toate minciunea. Și mântuiește bunurile suflete noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Păr de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputința noastră pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, până noastră, cea de toate zilele de noi astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine în numele Domnului și s-a arătat nouă, Dumnezeu este cuvântat, cel ce este bun, dacă este mila Lui, Dumnezeu este cuvântat, cel ce 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 este c
Domnul și să arătăm nouă. Iar și mica nebunărul și auzi de tore aceasta mâncă o comuniului. Era Domnul să făcut aceasta și este minunat pentru ochii noștri. Curbitare a nivelul lucrurilor, pentru aceasta îl știga cu smerenia cele îndare, cu sărcia cele bogate, Părinte Ierarhie Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și fii mândreților, învățători creditele, dacă tine turbitoare adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenie cele înalte, cu sărcine cele bogate, Părinte Ierarhie Nicolae. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Părinte Ierarhie Nicolae, Sfinte Părinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Sfințelor trei erari Vasile, Grigore și Ioane, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Sfințelor trei erari, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și veșii veșilor, amin! Rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! O, Sfinții, că noi toți să se vieră voi alergăm ca niște graunici ajutători și rugători pentru sufletele pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Petru, Arhiepiscop Arhicineului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Pălarilor, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea. Pentru frații noștri, preoții, monahilor, diaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru tot ce în Duh Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctiturile sfânocașului acestuia,
și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindene. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care le cu îmbelșugare, le-ai vărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește-ne toate nevoile pe robii tăi, protoieneul Grigorie, preoteasa Maria, enoriașii, ctitorii și binefăcătorii, închinătorii acestui sunt locași și ca un milostiv totdeauna primește dorințele lor. Așa și de acum înainte, ne trecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi, care stau de față și se roagă împreună cu noi și arată mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște tămâie cu bun miros și cu ardere de tot bine primită, să fie întru tot bunele stăpâne această mulțumire noastră, înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe robii tăi, protoierul Grigorie, preoteasa Maria, ctitorii, închinătorii, credincioșii acestui sfânt locaș, biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire, pentru toate faptele cele bune, pentru toate îndurate împărate, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Întăritorul nostru, la legea tuturor marinilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostivie, Stăpâne, milostivie nouă pentru păcatele noastre, și iubește pre noi că milostiv și viitorii oameni, Dumnezeu ești ție, mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum, acumia și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Toată milostivirea, a căruia milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc ajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur ca niște robi trebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra rugilor tăi, preotul paroh din preune cu preoteasa enoreașii ctitorii și binefăcătorii Sfântului locașului acestuia și ca pe Domnul Stăpânul și binefăcătorul te slăbim și îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemusărata și nespusă ta milostivire, dar precum ai binevoit
a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire, i-ai învrednicit ale se împlini cererea așa și de acum înainte vrednicește, a spori în dreaptă credință și în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reala întâmplare, dăruiește-ne pace, liniște și ne îmbrănicește pe toți totdeauna mulțumire, aduce celei prea bune și a grăi și a cântație și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Duhă Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeu, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și Duhos Răudaților Apostolilor, ale celor între Sfinți Părintele nostru, Nicolae, Arhiepiscopul Mirnul, fie Păcătorul din genul, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca mucitori, oameni. Amin. Preasfințitul Părintele nostru Petru, Arhiepiscop al Chișinăvului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plăilor, Soborului preoțesc și diaconesc, tuturor binecredincioșilor creștini care stau de față și se roagă împreună cu noi, robilor tăi, omageații zile de astăzi, celor ce poartă numele în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirolichiei, dă-le, Doamne, sănătate, pace, mântuire sufletească, ajutor de la Domnul asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsii în drumul și fericiță. Ne aflăm în locul acesta care, cum spuneau și Sfinții Părinți, în pustie a înflorit pustia, adică că s-au construit pustiile lumii unde au venit, s-au sălășluit monahii, călugării, care acolo se dau neîncetat pentru mântuirea lor și pentru mântuirea noastră și a lumii întregi.
așa și aici în diavolul acesta de la Postești, care l-am cunoscut acum 30 de ani în urmă, dar de atunci n-am mai pășit în locurile, pe locurile acestea, venind astăzi. Eu încă, de departe, am văzut când vii spre Costești, se vede biserica aceasta care încă chiar are încă, de fapt, multe lucrări încă, dar o parte din ele le-ați făcut. V-a ajutat Bunul Dumnezeu ca să ridicați lucrul acesta, biserica aceasta, și este un mare ajutor de la Dumnezeu când noi, oamenii, ajutăm biserica sau devenim tipării marii biserici, așa cum au făcut-o și părinții, strămoșii noștri, înaintașii noștri, domnitorii noștri, care au construit mănăstiri, biserici, pentru oameni, și pentru oameni săraci, pentru că trebuia să se roage și ei, dar nu aveau putință ca să facă acele biserici și acele lucrări. Ce-au după putințele lor de atunci? Așa că și aici, în zona aceasta, în satul acesta care se numește Costești, ați găsit de cuvință să faceți un mare lucru, adică această biserică care ea va arăta o splendoare a întregii Basarabiei, datorită dumneavoastră și datorită ajutorului Dumnezeu care l-a trimis nouă tuturor, pentru că orice lucru noi începem cu rugăciune și cerem ajutorul Dumnezeu, așa cum și acea femeie din Evanghelie de astăzi, care ea mai este pomenită și în alte părți, care am luat de multe ori pe la mulți doctori, dar n-a putut să capete oprirea sângelui, ci numai prin atingerea poalei Mântuitorului Hristos s-a dezvedat de acea legătură pe care ea o avea. Mântuitorul Hristos, știind că El de aceea a venit în lume pentru mântuirea noastră și de aceea făcea lucrurile acestea mari și minunate, ca lumea să creadă, să vadă că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu care a fost trimis în lume pentru mântuirea noastră. Indiferent care este situația noastră sufletească a fiecăruia dintre noi, știut că Mântuitorul Hristos ne caută, ne cheamă, dacă noi avem dorință să venim la El, să rugăm, să credem în El, atunci avem și ajutorul Lui. Că suntem slabi și lăsători, întotdeauna am știut că, așa ca și Îngerul Păzitor, care îl avem la Sfântul Botez, fuge de la noi, dacă nu ne rugăm și nu credem. De aceea, Părinte, noi, eu am venit, în primul rând, știi situația mea care a fost, n-am putut să vin atunci când trebuia să vin, am venit mai târziu și noi vă aducem recunoștință mare că prin smerenia care o aveți, prin faptele care le aveți, bine, nu ne putem să ne rugăm întotdeauna niciunul dintre noi că am făcut fapte mari și extraordinare și am devenit, cum să zic, de acum, suntem mucenici de acum. Și năzuim să facem, năzuim să arătăm pe lucrarea noastră
misionară și așa mai departe, s-a arătat la lume lucrurile cele frumoase, nu pentru lauda noastră. Ceea ce facem, nu facem pentru ca lumea să ne laude, ci facem pentru ca Dumnezeu să ne ajute și să arătăm credincioșilor că noi iubim biserica și iubim și pe ei și de aceea facem aceste lucruri pentru ei. Slujbele frumoase, cântece frumoase din Sfânta Liturghie și așa mai departe. Asta este menirea noastră. Și de aceea nu trebuie să dăm unele jos că cineva ne vorbește de rău sau de bine, ci să mergem înainte, pentru că eu am experiență din viața mea, întotdeauna n-am vrut să cineva să mă laude, nici să mă... că am făcut ceva. Dacă am făcut, am făcut spre slava lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va răsplăti acolo conditea înainte, acele lucruri pe care noi le facem aici, împreună cu credincioșii noștri, că Hristos se bucură când noi, păstorul, este împreună cu turma lui cea cuvântătoare. Poate și noi, ca oameni, greșim, ne poticnim, ne doare un picior, ne doare o mână, că asta este viața și trebuie să trecem și peste cele bune și peste cele rele, că atunci Dumnezeu ne ajută. Dar când ne încearcă Dumnezeu câteodată și noi ne supărăm că, dar eu oare am făcut mai rău decât altul, că eu trebuie să pătimesc. Nu, trebuie să ne bucurăm atunci când Dumnezeu ne încearcă, atunci trebuie să știm că Dumnezeu ne iubește, nu ne-a uitat, nu ne lasă singuri. Așa și frăția ta aici. Știu că nu ți este ușor, nici nouă nu ne este ușor. Mergem înainte, pentru că așa este datoria noastră, să slujim Biserica lui Hristos. Și sunt erat Nicolae, care astăzi îl prăznuim. Fiecare, cred că știți istoria lui, s-a vorbit de multe ori. A fost un mare luptător în timpul acela când el a slujit, când el făcea acele minuni, pentru că a avut credință mare în Dumnezeu și a ajutorul, să spunea, Mântuitorul Iisus Hristos. A ajutat săraci, a ajutat mulți creștini de atunci care erau năpăstuiți prin multă rugăciune care făcea acest mare erat al bisericii și rămâne și a fost și este. De întotdeauna eu așa, când fac rugăciunile mele, niciodată nu uit ca să-i cer ajutorul sau când am în necasă și așa mai departe, întotdeauna îi cer ajutorul lui, pentru că este un mare ajutător al nostru faptul. Așa și frăția ta. Lucrurile că zic cântări de biserică, lucruri peste oameni. Așa și frăția ta, curătea aici. Este unul acesta care l-ai făcut, care l-ai început. Să înflorească Sionul acesta, lucrul acesta. Și întotdeauna cheamă rugăciune pe Mântuitorul Hristos, parcă Domnul și Sfinții, care nu ne lasă, nu ne uită nici pe noi, că ne adresăm și ne rugăm lor. Vă mulțumim pentru... Și cum spuneam mai înainte, am venit cu o idee sau aveam o viziune, că am ajuns pe loc, am văzut altceva, pentru că nu știam. Cum povestea părintele când a fost pe la mine, că face, că așa, dar n-am văzut proiectul, n-am văzut biserica, că atunci, dacă o vedeam mai dinainte, îți spuneam mai multe. Dar cei ce am văzut astăzi, știu că nu mai am cuvinte să ți le spun. Nu că vreau să-ți aduc laudă. Pentru că lauda
Dumnezeu, El o vede, El știe că lumea astăzi ne laudă, mă poate să ne critice că n-a făcut bine și așa mai departe. Dar a fi un ctitor a unei biserici este un mare lucru, așa cum au fost și domnitorii noștri și care lucrurile și astăzi vorbesc despre ei. De aceea, iubiți credincioși, toți cei care purtați numele de Sfânt Ierarh Nicolae, să o ocrotească, să o păzească familie, copii și gospodările dumneavoastră, pentru că avem nevoie de mult ajutor de la Dumnezeu. Mult ajutor, că vedeți că Dumnezeu ne mai pedepsește, ba n-avem ploaie câteodată, ba n-avem roadă, ba nu știu ce, dar nu prea văd de multe ori pe unii care au hectare multe de pământ și așa mai departe, numai iese pe la televizor și plâng. Se jăduiesc că iată nu-i roadă, nu s-a făcut roada, că el a cheltuit banii și așa mai departe. Pe de o parte are dreptate, dar pe de o parte nu. Când noi lucrăm, când ne începem, nu le începem cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne dă roadă multă, atunci mai tăceam. Nu prea spunem că, uite, mulțumim Dumnezeu că anul acesta am făcut roadă multă. Am făcut roadă multă și, uite, mulțumim Dumnezeu și se dăm și se dăm și la cei care nu au. Că așa Sfântul Ierarh Nicolae a făcut. A adus grâu, era o secetă, a adus grâu și a împărțit în timpul lui acolo la lumea aceasta rafă de atunci. Că era și atunci sărăcie multă și mare. Așa și noi. Și când facem milostenie, nu trebuie să ieșim la televizor să spun că altă comunii iese pe la Crăciun, pe la Paști, fac mese pentru bătrâni și așa mai departe. Ne întrebăm, oare bătrânii cei mănâncă numai la Paști, la Crăciun și la... Nu. Mănâncă ca și noi, de 3 ori pe zi. Când putem, mâncăm de 3 ori. Când nu, mâncăm de 2 ori. Dar cei care sunt bolnavi, care stau la pat, și aceia trebuie ajutați. Și aceia trebuie să mănânce cât de cât. Și asta este. Lucrurile se le vadă, că așa zice Scriptura, ce face dreapta să nu știe stânga și invers. Și Sfântul Apostol Pavel și Petru zice că faceți voi milostenie, nu vă lăudați la alții și la lume, că nu este primită atunci jertfa și ajutorul vostru. Așa că, întotdeauna când ai după mană, stai ascuns să nu te vadă nimeni. Eu mai fac și eu câteodată, nu vreau să mă laud, că mai vin și pe la mine săraci, și mai departe, sau cu cei de la diaconia, cu haine, cu ce și așa mai departe. Dați-le mai, dați-le cât puteți, pentru că este lume, pentru că noi umblăm pe la țară, surgim pe la sate și vedem lumea, este săracă lumea, mai ales. Costeștiu, da, este dezvoltat cu vinul, cu... Da, pentru că Costeștiu a fost și înainte, să zicem așa, în primul plan aici, în centru, cu vinile și cu toate celelalte, dar este și lume care trăiește mai greu. De aceea, Bunul Dumnezeu să ne ocrotească, să ne păzească, să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binele care le face pentru noi. Și plăția ta, Părinte, să dea Dumnezeu să fie în mijlocul credincioșilor. Că nu te mai întreb că dacă credincioșii te iubesc sau nu te iubesc. Că dacă nu te iubeau, nu făceați împreună ceea ce ați făcut. Fiecare, adică a lucrat, cum a făcut și cât a făcut. Asta este. Vă mulțumesc pentru toate. Binecuvântat la Sfințite. Mulțumim din partea tuturor nadeașelor și a corului nostru și actitorilor și actitorilor, pentru că în rândul lor suntem cu toții și care am contribuit la înălțarea acestei biserici. Mulțumim pentru vizita
arhipăstorească în parohia noastră pentru prima dată. Sincer, posibil nu mai fost vreodată Mitropolia Basarab de aici cu alți cu ani în urmă. Astăzi pentru noi 7 zile. Da, e o bucurie ca să fiți prezenți în biserică și biserica mamă să reînvie. Dorința să știți că a majorității costeștenilor a fost ca să treacă la Mitropolia Basarabiei de ani de zile și această dorință lor s-a împlinit, desigur, cu mine, nu știu de ce. Pentru că nu că am fost mai curajos. Așa la rândul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează pe oameni. Pentru că m-am gândit că totuși această dorință a oamenilor trebuie și ascultată, nu trecut cu vederea și trebuie de mers înainte. Și așa am ajuns unde suntem și mulțumim lui Dumnezeu. Nu a slăbit cu nimic biserica noastră. Vă mulțumim, dragii mei, și pentru prezență, pentru că nu s-au anunțat că vine în altul preasfințitul, dar auzindu-se de unul în altul, avem din diferite sate veniți aici și s-a făcut astăzi o atmosferă plăcută în Sfânta Biserică prin prezența noastră a tuturor. Pentru că biserica, dragii mei, suntem arhiereu, preotul și oamenii. Asta este Biserica lui Hristos, așa cum ne-am rugat cu toți astăzi în Sfânta Biserică. Mulțumim și vă așteptăm cu mare drag și de hram. O iau cumva înainte. Bine, hramul de iarnă și de vară. Nu, la noi, în altă Sfințită, ca să înțelegeți, Sfântul Ieraș Nicolae, nu hramul aici, era biserica cealaltă. Așa. Biserica... Tinte. Da, acolo Sfântul Ieraș Nicolae, la noi este hramul Sfinței Trei Ierarhi. Așa. Se face în iarnă, în februarie. Nu e mare distanță, dar oricum vă așteptăm cu drag și toți sunt martori aici, așa că vă plănuiți din timp. Să fiți sănătate, să fiți bine ca să nu se întâmple așa cum s-a întâmplat acum, v-ați îmbolnăvit și am ajuns să... Dumnezeu ne mai ceartă, că trebuie, dacă nu mă duceam, trebuie să aleg între moarte și între viață. Așa am ales. Am ales ca să mai trăiesc, adică bine, că Dumnezeu mi-a dat timpul acesta. Când am plecat, am plecat, fără să gândesc. Adică, așa, Dumnezeu mi-a dat o tărie și un ajutor, mă duc, nu mă duc spre noapte, ci mă duc spre viață. Sunteți o mângâie pentru Ienoia și bisericii noastre, reprezentați Patriarhia Română și așa cum suntem noi toți români, prețuim acest lucru, e una cu drag și sper cu binecuvântarea dumneavoastră să continuăm mai departe lucrările nu doar de construcție a bisericii, dar și activitățile ce țin de educarea și propovăduirea Evangheliei urmașilor noștri. Așa este. Trebuie să lucrăm cu tine. Mulțumim. Doamne ajută la mulți ani, sănătate, pace, acum, dragii mei, să-l dați cucerița, ați domniluiesc pe toți. Felicitări și din partea mea celor și poate numele de Nicolae. A fost foarte mult în Nicoleta, astăzi m-am bucurat.